mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Frați și surori, vom vorbi despre un alt împărat al lui Israel, Ieroboam I. După cei trei împărați care au domnit peste toată națiunea, Saul, David și Solomon, după moartea acestuia din urmă, împărăția s-a dezbinat, 10 seminții din partea de nord au pus peste el împărat pe acest Ieroboam, iar 2 din partea de sud, Iuda și Beniamin, au rămas sub domnia urmașului Solomon, Roboam. Pe acest Ieroboam l-am numit dezbinătorul apostat, adică nu doar că prin el s-a derulat dezbinarea, care de altfel a fost cârmuită de Domnul, dar el a fost cel care s-a înstrăinat împreună cu tot poporul de templul Domnului și de slujirea în fața lui Jehova. În 1 Împărați, capitolul 12, apare prima mențiune despre acest tânăr. Citesc 11:26 mai întâi. Și Ieroboam, slujitorul lui Solomon, a ridicat mâna împotriva împăratului. El era fiul lui Nebat, efratit din Țereda, și avea ca mamă pe o văduvă numită Țerua. Iată cu ce prilej a ridicat el mâna împotriva împăratului. Solomon zidea Milo și închidea spărturile cetății tatălui său David. Ieroboam era tare și viteaz. Și Solomon, văzând pe tânărul acesta la lucru, i-a dat privegherea peste toți oamenii de corvoadă din casa lui Iosif. Se observă în acest caz că a avut o tinerețe și un debut foarte promițător. Solomon, când și-a pus ochii pe el, l-a promovat să administreze o mare parte din lucrări. La fel se întâmplă și astăzi. Când un tânăr manifestă calități, cei care sunt în slujbă sunt provocați să-l avanseze, să-l pună în anumite lucrări, fie administrative, fie spirituale, dar uneori, ca și în cazul lui, acești tineri promițători ajung să dezamăjească cu ani și chiar să facă mari de servicii și mari pagube lucrării lui Dumnezeu. Ba, pe deasupra unor aparențe, în cazul lui asistăm și la un mesaj profetic în versetele care urmează celor citite. În vremea aceea, de la versetul 29, Ieroboam ieșind din Ierusalim, a fost întâlnit pe drum de prorocul Ahia din Silo, îmbrăcat cu o haină nouă. Erau amândoi singuri pe câmp, Ahia a apucat haina nouă pe care o avea pe el, a rupt-o în 12 bucăți și a zis lui Ieroboam, ia 10 bucăți, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel, iată, voi rupe împărăția din mâna lui Solomon și îți voi da 10 seminții. Și totuși, repet, cu toate calitățile lui, incluzând chiar această profeție, el a dezgustat pe Dumnezeu și toată istoria de la el încoace. În capitolul 12, versetul 28, este menționată apostazia lui, ruptura de templu și de Dumnezeu cel adevărat. După ce s-a sfătuit, împăratul a făcut 2 viței de aur și a zis poporului, destul va sui la Ierusalim, Izraele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Vreau acum să pătrundem în conținutul vieții lui, așa cum este prezentat în Biblie, și într-o primă parte, domnia lui Ieroboam și într-o a doua, urmările domniei și a vieții lui. Deci, în ce privește domnia, așa cum ați sesizat din mesajul profetic, el a fost instalat cu voia Domnului. Continui citirea din versetul 32. Dar el, adică urmașul lui David, va avea o seminție. Și apoi de la versetul 35. Dar voi lua împărăția din mâna fiului său și îți voi da 10 seminții din ea. 37. Pe tine te voi lua și vei domni peste tot ce îți va dori sufletul. Vei fi împăratul lui Israel. Dacă vei asculta de tot ce îți voi porunci, dacă vei umbla în căile mele și dacă vei păzi ce este drept înaintea mea, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut robul meu David, voi fi cu tine. Îți voi zidi o casă trainică, așa cum am zis lui David, și îți voi da ție pe Israel. El, spune în versetul 40, fiind urmărit de Solomon, s-a sculat și a fugit în Egipt și a locuit acolo până la moartea lui Solomon. Apoi, priviți în capitolul 12, versetul 2, când a auzit lucrul acesta, Ieroboam fiul lui Nebat era tot în Egipt, unde fugise și în Egipt locuia. Și apoi, 20, tot Israel, auzind că Ieroboam s-a întors, au trimis să-l cheme în adunare și l-au făcut împărat peste tot Israelul. Dar, deși a fost pus cu voia Domnului, și acum un prim subpunct, imediat
a urmat căderea spirituală a împăratului și a întregului Israel. În 12:26 stă scris, Ieroboam a zis în inima sa, împărăția s-ar putea acum să se întoarcă la casa lui David, dacă poporul acesta se va sui la Ierusalim să aducă jertfe în casa Domnului. Inima poporului acestuia se va întoarce la Domnul său, la Roboam, împăratul lui Iuda, și mă vor omorî. Cred eu că debutul căderii lui a fost pe fondul neîncrederii în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu i-a promis, și noi am citit în capitolul 11, îți dau ție 10 seminții, la fiul lui Solomon nu-i rămân decât 2. De ce s-a îndoit că acele 10 seminții care Domnul i le-a dat se vor întoarce înapoi cu inima spre Roboam? M-am gândit, poate Egiptul și perioada cât a stat acolo l-au slăbit spiritual, că imediat ce s-a întors în Țara Sfântă a și manifestat îndoiala aceasta. Dar dacă îmi scapă poporul? Vedeți, orice păcat, orice greșeală spirituală are un fond de slăbiciune spirituală motivat de anumite circumstanțe. Vă amintiți de Saul ce a spus când a păcătuit? Mă gândeam că pleacă poporul. Și așa e de la Adam și până la oricât vor ținea generațiile umane. Când păcătuim, dăm dovadă de lipsă de încredere în Dumnezeu. Nu ne mai bazăm pe făgăduințele Lui. Și în asemenea situații se comit erori, fie pe un front, fie pe altul. Și la urma urmei, el ca om era întemeiat în ce a spus. Știți că Solomon a vrut să-l omoare? El avea precedentul în mintea lui. Și el chiar asta a zis aici în versetul 27, mă moară și pe mine, cum au făcut tatăl lor. N-a fost conștient de sprijinul care i l-a conferit Dumnezeu prin alegerea și instalarea ca împărat. O, de a-mi putea fi liniștiți, ca să nu facem greșeli, să nu ne îndoim, căci știu eu, nu va fi mâna Domnului cu noi și nu vom avea o crotire. De la versetul 28 scrie, după ce s-a sfătuit, împăratul a făcut 2 viței de aur, a așezat unul din acești viței la Betel, iar pe celălalt l-a pus în Dan, adică unul înspre sudul împărăției Betelul și celălalt în Dan spre nord. Și fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire. Poporul se ducea să se închine înaintea unuia din viței până la Dan. De asemenea, Ieroboam a făcut o casă de înălțimi, un fel de temple, și a pus preoți luați din tot poporul, care nu făceau parte din fiii lui Levi, măcar că fiii lui Levi erau răspândiți în toată împărăția. Avea în cele 10 seminții cât ar fi vrut. A rânduit o sărbătoare în luna 8-a, lună în care în Israel nu erau sărbători, în ziua 15-a lunii, ca sărbătoarea care se prăsnuia în Iuda, deci ceva asemănător. Și a adus jertfe pe altar. Iată ce a făcut la Betel ca să se aducă jertfe vițeilor pe care îi făcuse el. A pus în slujbă la Betel pe preoții înălțimilor ridicate de el și a jertfit pe altarul pe care îl făcuse la Betel în ziua 15-a lunii a 8-a, lună pe care o alesese după bunul lui plac. A hotărât-o ca sărbătoare pentru copiii lui Israel și s-a suit la altar să ardă tămâie. Observați, slujbe religioase, dar ele erau clădite pe un concept uman. Din cât slujitori sunt de-a lungul și latul pământului în diferite biserici? Hai să ne întrebăm, câte din slujbele care se fac și din activitățile bisericești sunt fundamentate pe Biblie și câte sunt alese după bunul plac, sunt făcute după cum li se par oamenilor, dar ele sunt făcute și pot să aibă aderenți mulți. La templu rămânseseră 2 seminții și vom vedea noi că s-au mai alipit unii după aceea. Dar proporția majoritară a acceptat aceste 2 forme idolate din Betel și Dan. Oare unde era mintea poporului, discernământul lor spiritual? Dar problema era făcută în așa fel încât să semene că diavolul de când este tot cu imitări și cu copieri, dar nu integrale s-a ocupat. Și astfel te duce foarte ușor în eroare. Zile sfinte, altare, tot ce aveau ei a editat el într-o formă specială, dar deplasată. Tot despre el citim în 2 Cronici, capitolul
13, versetul 9, că în acele slujbe n-a favorizat instalarea leviților și preoților. Nu știu exact, Biblia nu dă amănunte, de ce a intrat în contradicție, în conflict cu ei. 13:9. N-ați îndepărtat voi pe preoții Domnului, pe fiii lui Aaron și pe leviți și v-ați făcut voi preoți ca și popoarele celorlalte țări? Oricine venea cu un vițel și 7 berbeci, probabil de la jertfa de instalare în slujbă, ca să fie sfințit, se făcea preot al celui ce nu este Dumnezeu. Oricine vroia. Ei, evident, n-ar trebui să fie așa ceva la noi. Însă, ispita aceasta poate să fie la fel de mare. Dacă poți și ai fondul material, intelectual, te poți instala în domeniul spiritual. Că v-am dat dovada, vreo 9 seminții te acceptă. Dacă mai este și o politică în plan superior pe linia aceasta care favorizează un astfel de mediu, toate elementele rătăcirii sunt îndeplinite. Și uite așa, în câțiva ani s-a instalat o altă formă de religie. Dar, rețineți, titlul a rămas. Ei spuneau în fața celor viței, iată Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Dar nu tot așa s-a făcut și în cartea Exodului? N-au avut experimentul trecut din cazul lui Aaron, tot cu vițel. Și tot așa i-au dat titlul. Oare de ce nu s-au putut trezi? Exod, capitolul 32, versetul 4. Aaron, despre el e vorba, el i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat și ei au zis, Izraele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. În mod sigur, poporul cunoștea, a fost un eveniment major, când Dumnezeu s-a supărat pe fabricarea acestui idol și definirea lui în locul Dumnezeului nevăzut. Vedeți că oamenii repetă greșelile predecesorilor lor și istoria se repetă și îl bancă în loc de unul să fac tot câte doi și poporul nu-și dă seama. Când au decăzut spiritual, degeaba au încercat material să mai facă ceva. Tot ceea ce i-au realizat, cetăți cu ziduri, armate, bunăstare în țară, totul s-a prăbușit. El, amintiți-vă, chiar în tinerețe, fusese pus în administrare la construcții și se pricepea așa ca un diriginte de șantier, să zicem. Dar, măcar că scrie aici în 12:25, că a zidit Sihemul, apoi a ieșit de acolo și a zidit Penuel, ce s-a ales de realizările sale materiale, sociale? A început un război între cele 10 seminții și celelalte două. Și citiți în 2 Cronici 13 să vedeți rezultatele războiului. Cu ce s-a ales acest Ieroboam? A început lupta și spune în 13:3 că el avea 800.000 de războinici și Ieroboam 400, 2-1. Dar observați deznodământul, versetul 17. Abia, urmașul lui Ieroboam, și poporul lui le-a pricinuit o mare înfrângere și 500.000 de oameni aleși au căzut morți printre cei din Israel. La un singur război să moară un jumătate de milion de evrei, câte văduve și câți orfani în urmă. Toți idolatri. Că dacă n-ar fi fost idolatri, nu se înrolau să lupte împotriva fraților lor și noastră lui Ieroboam. Apoi versetul 19. Abia a urmărit pe Ieroboam și a luat cetăți. El le zidea și alții le luau. Betelul cu satele lui, Ieșana cu satele ei, Efronul cu satele lui, toate acestea le-a pierdut, fiindcă s-a îndepărtat de Dumnezeu. Și se poate întâmpla și în viața noastră sau chiar în viața unei biserici? Îmi spunea un frate din Statele Unite, biserica noastră a fost o biserică misionară, spunea el despre biserica lor. Dar de când am slăbit spiritual, când s-a făcut o verificare la sfârșit de an, ei stăteau mai rău și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere financiar, nu mai aveau bani în conturi și de asemenea slujirea lor și dăruirea pentru lucrare și pentru săraci
slăbise și scăzuse considerabil. Căci chiar în Noul Testament se poate întâmpla când cineva se lasă de Domnul și cade în apostazie, nici pământește să nu-i mai meargă lucrurile. Nu este o regulă generală. Unora poate să le meargă bine și să le plătească Dumnezeu aici, dar uneori Dumnezeu își dă dovada că și-a retras mâna, cum spune în Hagai, și se vede lipsa binecuvântării. Rețineți așadar, căderea lui a pornit de la lipsa lui de încredere în Dumnezeu, de la lipsa lui de colaborare cu Dumnezeu. Nu scrie nicăieri că s-ar fi rugat Domnului, l-ar fi întrebat pe Domnul ce să facă. Nu! I-a venit gânduri firești. Și frica de oameni este o cursă. Și în slăbiciunea lui a schimbat întreg sistemul religios. A rămas numai firma. Vreau să observăm acum încercări de remediere a lui. Toate au fost ratate. Dumnezeu atât este de bun încât nu leapă de una, două. Dumnezeu încearcă să trezească pe oameni, să-i recâștige. Și aici, în 1 Împărați, capitolul 13, observăm o intervenție divină printr-un proroc trimis din Iuda. Și a ajuns exact când Ieroboam era la altar, ardea tămâie. Oare și în Egipt s-o fi închinat la viței? Nu știu. El a strigat prorocul împotriva altarului după cuvântul Domnului și a zis: altarule, altarule, așa vorbește Domnul, iată că se va naște un fiu al casei lui David, numele lui va fi Iosia, el va junghea pe tine pe preoții înălțimilor care ar tămâie pe tine și pe tine se vor arde o seminte omenești. Observați ce a amintit prorocul? Se va naște un fiu al casei lui David, care va veni aici să facă ordine. Faceți legătura? I-a spus Dumnezeu lui Ieroboam, să știi că iau seminții de la casa lui David, să le dau ție, dar nu pentru totdeauna. 11:39. Voi smeri prin această sămânță a lui David, dar nu pentru totdeauna. I-a adus aminte, să știi că ți se va lua împărăția. Apoi îi spune că pe acel altar se vor arde, ceea ce s-a și făcut mai târziu prin Iosia, o seminte omenești, preoții vor fi arși. Asta înseamnă că ei aveau responsabilitatea cea mare și ei purtau vinovăția numărul unu, preoții. Întotdeauna capul unei lucrări poartă vinovăția. Că dacă preoții nu l-ar fi lăsat pe Roboam să facă ce vrea, nu putea. Amintiți-vă când un alt împărat, pe nume Ozia, a intrat în templu să ardă tămâie. Că și acesta s-a dus să ardă tămâie și ce i-au zis acei 80 de preoți? Împărat, e interzis! Dar preoții aceștia l-au acceptat, că de altfel ei nici nu erau preoți, erau de la sine făcuți doar preoți. Adică exact ce spune Domnul, că un adevărat păstor nu-și vinde nici oile, nici nu-și trădează stăpânul, dar un lup, pe el nu-l interesează, decât câștigul. În versetul 3, profetul continuă. În aceea zi a dat un semn zicând: acesta este semnul care arată că Domnul a vorbit. Altarul se va despica și cenușa de pe el se va vărsa. Dar Ieroboam nici măcar n-a așteptat să se împlinească semnul. Când a auzit împăratul cuvântul pe care strigase omului Dumnezeu împotriva altarului din Betel, a întins mâna de pe altar zicând: prindeți-l! Și mâna pe care o întinsese Ieroboam împotriva lui s-a uscat și n-a mai putut să o tragă înapoi. În momentul acela, forțat, prins în menghină de îngerul Domnului, asistă la împlinirea semnului. El era cu mâna întinsă, uscată. Altarul s-a despicat și cenușa de pe el s-a vărsat după semnul pe care îl dăduse omului Dumnezeu potrivit cu cuvântul Domnului. Atunci împăratul a luat cuvântul și a zis prorocului: roagă-te Domnului Dumnezeului tău, el recunoaște că nu-l mai avea pe Dumnezeu, ca să-mi pot trage mâna înapoi. Omului Dumnezeu s-a rugat și mâna a devenit din nou flexibilă. A avut două semne în față. Cum a putut trece oare peste el? Altarul s-a despicat, mâna lui s-a blocat și a revenit după rugăciunea prorocului. Vedeți cum se împietrește omul și cade în insensibilitate spirituală? Observați finalul, versetul 33. După întâmplarea aceasta,
Ieroboam nu s-a bătut de pe calea lui ce are, și eu am văzut lovituri date de Dumnezeu, semne și mesaje profetice în dreptul unor oameni și m-am gândit, acum se trezește. Și nu se trezesc unii și nu-și revin. A pus iarăși preoți pentru înălțimi, luați din tot poporul, pe oricine dorea, îl sfințea preot al înălțimilor. Și fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire pentru casa lui Roboam și pentru aceasta a fost nimicită ea și ștearsă de pe fața pământului. Ce promisiuni la tinerețe și ce ratare în viață. Și Dumnezeu a vrut să-l scape, n-a recepționat salvarea. Urmăriți, capitolul 14 apare. Se deschide seria pedepselor. În vremea aceea s-a îmbolnăvit Abia, fiul lui Roboam. Și Roboam a zis nevestei sale, scoală-te, te rog, și schimbă-ți hainele ca să nu se știe că ești nevastă lui Roboam și du-te la Silo. Iată că acolo este Ahia, prorocul, el mi-a spus că voi fi împăratul poporului acestuia. Du-i un dar și întreabă-l ce va fi cu copilul. Se temea de proroci totuși, nu s-a mai dus el, să nu se mai blocheze vreo mână. Dar am apelat la proroc doar așa, sub simțământul de părinte, oare ce va fi cu copilul, trăiește sau moare. Apoi, vă dați seama ce diluată era impresia lui despre proroci, că dacă ții alte haine pe tine, ei se uită la mantaua. Ba chiar mai mult, ideea lui despre Dumnezeu dispărus în realitatea ei. Omul se întunecă pe zi ce trece. Cum zice Romanul, nu măcar că l-au cunoscut pe Dumnezeu, Ieroboam a avut experiențe la tinerețe, inima lor fără pricepere s-a întunecat și astfel ajung în toată stricăciunea păcatului și în toată întunecimea posesiunilor demonice chiar. Se duce nevastă sa la proroc, Domnul înștiințează despre vizita ei și acel proroc prin care Domnul pusese în slujbă, acum îi prorocește din nou moartea și nimicirea. Nu este ușor ca omul care îl trimite Dumnezeu să-ți pună coroana pe cap, tot pe el să-l trimită să-ți taie capul. Fiindcă chiar Dumnezeu ne cheamă cu atâta iubire și dacă în final nu-l ascultăm, fără nicio părere de rău, renunță la noi și ne nimicește. Observați de la versetul 7. Du-te și spune lui Roboam, te-am ridicat din mijlocul poporului, te-am pus căpetenie peste poporul meu Israel și am rupt împărăția de la casa lui David și ți-am dat-o ție. Și n-ai fost ca robul meu David care a păzit poruncile mele. Tu ai făcut mai rău decât toți ce au fost înaintea ta. Te-ai dus să-ți faci alți dumnezei și chipuri turnate ca să mă mânii și m-ai lepădat înapoi a ta. De aceea voi trimite nenorocirea peste casa lui Roboam. Voi nimici pe oricine este a lui Roboam, fie rob, fie slobod în Israel. Oare cum ar fi murit toți? Unul după altul, loviți și voi mătura casa lui Roboam cum se mătură murdăriile, până va pieri. Oare când i-a spus soția lui mesajul acesta, ce-o fi gândit el despre amintirile lui spirituale când i-a făgăduit Dumnezeu să fac casa asemeni casei lui David? Aurul s-a făcut gunoi. Și pot să spună unii, frate, eu am fost chemat de Domnul, pe mine Domnul m-a trimis, pe mine m-a instalat, te-a putut instala împărat, nu numai slujitor sau predicator. Dacă te-ai îndepărtat de Domnul, ajungi precum gunoiul. Exact cum spunea Domnul despre sare, dacă își pierde gustul, nu-i mai bună de nimic, nici pentru cerbăncă, nici pentru pământ, ci este aruncată efectiv la gunoi. 11. Cel ce va muri în cetate din casa lui Roboam va fi mâncat de câini și cel ce va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului, căci Domnul a vorbit. Dacă ar fi să spiritualizăm versetul acesta, oare cum s-ar înțelege astăzi? Pe unii să-i mănânce câini înăuntru și pe alții păsările în afară. Dar să se piardă tot ce are cineva. De asemenea, o altă pierdere, Ieroboam a pierdut tot ce a fost spiritual în jurul lui. Toți oamenii lui Dumnezeu au plecat de lângă el. Citesc în 1 Cronici 11, spuneam adineaori că au fost leviți în toată țara, dar când au văzut ei că Ieroboam, mai mari săi și preoții nou instalați, n-au nimic de a face cu Domnul, și-au dat seama că nu mai pot să slujească lui Dumnezeu acolo. Și așa se explică astăzi când unii migrează dintr-o biserică care se îndepărtează de Domnul și se duc în altă biserică unde se-i poate sluji. Este ceva normal? 11 cu 13. Preoții și leviții care se aflau în tot Israelul și-au părăsit locuințele și s-au dus la el, adică la Roboam, căci leviții și-au părăsit ținuturile și moșiile
și au venit în Iuda și la Ierusalim, pentru că Ieroboam și fiii săi i-au împiedicat să-și îndeplinească slujbele ca preoți ai Domnului. Atunci este justificat cineva să se mute dintr-o biserică într-alta, când conducerea de acolo îl împiedică să slujească Domnului. Chiar dacă ai avut repartiții acolo, să nu spună cineva, pe mine aici m-a pus Domnul, te-a pus între anumite condiții, dar dacă s-au schimbat condițiile, Dumnezeu nu-și cere să rămâi acolo până mori, să devii blocat spiritual și să te pierzi. Te duci într-un loc unde poți sluji lui Dumnezeu. Ieroboam a pus preos pentru înălțimi, pentru țapi și pentru veții pe care i-a făcuse. Aceia din semințiile lui Israel, care aveau pe inimă să caute pe Domnul Dumnezeu lui Israel, au urmat pe leviți la Ierusalim ca să jertfească Domnului Dumnezeu părinților lor. Ei au dat astfel tărie împărăției lui Iuda și au întărit pe Ieroboam fiul lui Solomon timp de 3 ani, căci 3 ani au umblat în calea lui David și a lui Solomon. Gândiți-vă, poate dintr-o cetate, o familie, 2, 3, 4 leviți s-au sculat și au întrebat vecinii, dar ce-i cu voi? Ne mutăm din zona asta, dar voi nu sunteți din seminția lui Neftale, a lui Zabulon, cum de nu stați aici? Nu se mai poate. Ne ducem la Ierusalim, în seminția lui Iuda și a lui Beniamin, și ceilalți au rămas acolo. Dar și aici este închinare. Nu închinare adevărată. Vedeți că tot timpul au fost credincioși, peste tot, și cei sfinți s-au dus acolo unde pot să se sfințească. Dar când va veni Domnul la sfârșit, nu va fi așa? Unul de aici, 2 de acolo, Domnul îi va aduna și îi va duce sus. Oricând, în orice vreme, vor fi preoți, leviți și credincioși sinceri, care se vor aduna, se vor desprinde și, cum zice Noul Testament, ieșiți din mijlocul lor. Spune în Apocalips, ieșiți din mijlocul Babilonului să nu fiți părtași faptelor lor și soartei lor. Vreau să privim acum la urmările vieții acestui om. Ați văzut cum a fost viața lui. De la început în cădere și încercările de a fi remediat, profeții, pedepse în copii, când a văzut că pleacă cei spirituali din țară pentru el nimic, n-a fost luat în considerare. Irecuperabil, apostazie, asta înseamnă cădere și lepădare de credință. Să-ți schimbi felul de închinare, de trăire și să nu mai fii conștient, să nu mai percepi lucrurile sfinte, să le vezi exact altfel, pe dos. Urmărind Ieroboam, despre care citesc în 1 Împărați 14, versetul 19, că a domnit 22 de ani și ce a făcut el este scris în Cartea Cronicilor Împăraților lui Israel. Știu câte mai făcut în 22 de ani de vedere spirituală, câte o fi făcut. Apoi a dormit cu părinții săi și în locul lui a împărățit fiul său Nadab. Și la 15:25, Nadab fiul lui Roboam a început să domnească peste Israel în al doilea an al lui Asa, împăratul Iuda. El a domnit 2 ani peste Israel. Deci 24 de ani, 22 plus 2, a rămas la conducerea Israelului dinastia Ieroboam. Fiul lui s-a dovedit a fi pe de-a întregul urmașul tatălui său și la 2 ani după instalarea în slujbă, evident fiind încă tânăr, Domnul a pus în aplicare acea pedeapsă de măturare a gunoaielor. Citesc versul 27. Baeșa fiului Ahia, din casa lui Sahar, au neltit împotriva lui și Baeșa l-a omorât la Gibeton, care era al filistenilor, pe când Nadab și tot Israelul împresurau Gibetonul. Baeșa l-a omorât. 29. Când s-a făcut împărat, a ucis toată casa lui Roboam. N-a lăsat să scape nimeni cu viață și a nimicit totul. După cuvântul pe care îl spusese Domnul prin robul său Ahia din Silo, din pricina păcatelor pe care le făcuse Roboam și în care târse și pe Israel, mânind astfel pe Domnul Dumnezeu lui Israel. Și notează apoi că și faptele acestui împărat sunt scrise la rândul lor în Cartea Cronicilor Împăraturilor lui Israel. Așa a sfârșit-o fiul lui și m-aș putea să mai dau un verset din 1 Cronici despre finalul acelor ani de domnia lui Roboam, 2 Cronici 13:20. Cum a murit Ieroboam? Ieroboam n-a mai avut putere pe vremea lui Abia și Domnul l-a lovit și a murit. Cine știe cum o fi fost lovitura morții. Iată ce final au cei ce părăsesc pe Domnul. Fac aici o mică paranteză. Un copil din casa lui Roboam a fost bun. Vedeți cât de atent este Dumnezeu? În timp ce mătura cu mătura nimicirii, cum zice în Isaia,
printre gunoaie a văzut un bob de aur și l-a adunat și l-a luat deoparte. Deci există posibilitatea, chiar în familiile celor necredincioși sau celor care se lasă de credință și părăsesc pe Domnul, să fie unii din urmașii lor care se trezesc și pe care Domnul vrea să-i mântuiască. Însă, vă rog să faceți distinție între a purta pedepsele tatălui tău sau a mamei tale și efectele păcatului tău și a mamei tale. Păcatul Ieroboam nu l-a purtat, că dacă îl purta, nu era mântuit. Dar efectul păcatelor s-a răsfrânt? S-a răsfrânt, că de aceea a murit prematur. Deci, dacă părinții tăi au făcut gafe, poate porți unele amprente, dar mântuirea o vei decide tu, chiar și copiii cei mici. Dumnezeu încheie conturile cu ei și nu se pune problema neapărat să ajungă la botez. Și Domnul a zis, ăsta e rău și ăsta e bun, dar la care-i de un an, la care de 2-3 ani și părinții știu să spună, sau un psiholog, din ăsta o să fie bun și ăsta rău, dar Dumnezeu. Și el ia analize în mod desăvârșit și decide care e greu și care e neghin. În ce privește urmările acestei dinastii, acestei stări de lucruri păcătoase, vreau să ne întoarcem la 1 împărați 15. Împărăția aceasta din nord a durat 209 ani aproximativ. Și toți împărații aceștia care au domnit după Ieroboam, de la Ieroboam până la Osia, cel din urmă împărat al lui Israel, toți, absolut toți, s-au închinat la viței, fără excepție. Citim doar versetele despre primii dintre ei, 15 cu 34. Baeșa, acela care le-a omorât casa, le-a omorât numai casa, dar viței n-a făcut ca și Moise să-i distrugă. El a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat în calea lui Ieroboam, săvârșind păcatele în care târâse Ieroboam pe Israel. Următorii, 16 cu 26, Omri, a umblat în toată calea lui Ieroboam, fiului Nebat. Deci, fie dinastia Baeșa, fie dinastia Omri, viței și religia a rămas în vigoare. A venit Ahab, 31-32, a păstrat aceeași formă străină de închinare. Toți împărații au pășit pe aceleași urme, dar nu este așa și în religiile din istoria bisericii, și așa și în alte domenii. Este foarte ușor să preiei greșelile părinților tăi, și spune Ieremia și Rea Petru, noi de la părinții noștri moștenim minciună și idoli. Asistăm la o perpetuare, mai cu seamă cei care sunt în slujbă. Am discutat uneori cu anumiți păstori care se mută dintr-o biserică într-alta, dintr-o zonă într-alta, sau au oferte, unii le resping, alții le acceptă, și unii spuneau, dacă mă duc să iau biserica aceea, te crezi că pot să o schimb eu? Trebuie să mă dau eu după ei, nu pot eu să-i trag pe ei, pe toți după mine. Poate că împăratul s-o fi gândit ca și om, ce pot eu să le scot viței? Că nu era numai doi, unul la Dan și unul la Betel. Fiecare avea câte doi în inimă, scoate acum milioane de viței, nu numai doi, milioane. Du-te, lămurește-i pe toți. Când te apuci de lămurit, tu te dai de la un capăt și se adună ei la celălalt capăt și te lămuresc ei pe tine să evacuezi. Este ceva foarte greu să scoți sau să modifici o închinare într-o țară întreagă. Numai o chemare divină și o putere specială pentru o reformă ar putea da putere și șanse de succes unei asemenea acțiuni. Însă poporul acesta, care acceptase în inimă forma aceasta străină, și-a purtat osânda. Exact cum spunea în timpul Domnului Iisus, sângele lui se cadă asupra noastră, copiilor noștri. Așa a fost. Hai să citim câteva versete despre pieirea națiunii, despre pierzarea adusă prin această idolatrie. Am citit deja despre cei 500 de mii de soldați morți și cum aveam mai multe neveste, încă mai mult de atâtea văduve și milioane de orfani. Apoi, din acei mulți soldați, totuși rămânseseră 300 de mii. Știți că orice popor în cursul istoriei crește. Numai românii au scăzut din 90. Dar în general, de-a lungul istoriei, populația unei țări a crescut. Dar ei, după 100 și ceva de ani, nici atâta, citesc în 1 împărați 20, să vedeți cât armată mai avea Israel, cum s-a decimat poporul. 1 împărați 20 cu 15. Atunci Ahab a numărat slujitorii mai marilor peste ținuturi și s-au găsit 232. Și după el a numărat pe tot poporul, pe toți copiii lui Israel și erau 7.000. Din 300 rămași, 800 inițial, mai avea 7.000 de soldați. Se distrusese țara pe la granițe,
tot tăiaseră sirienii, alte popoare din jur, alții muriseră sub diferite pedepse și poporul era în pierzare. Apoi observăm în final 2 împărați 17, de la versetul 21. Este reluat după 200 de ani atunci când s-a pierdut națiunea, a fost distrus statul Israel, căci Israel se dezlipise de casa lui David și făcuse împărat pe Roboam fiul lui Nebat, care i-a bătuse de la Domnul și făcuse pe Israel să săvârșească un mare păcat. Copiii lui Israel se deduseră la toate păcatele pe care le făcuse Roboam, nu s-au bătut de la ele. Deci el a avut vinovăția lui, dar a avut și poporul vinovăția lui. Până ce Domnul a izgonit pe Israel dinaintea lui, cum vestise prin toți slujitorii săi proroci. Și Israel a fost dus în robie departe de țara lui, în Asiria, unde a rămas până în ziua de azi. Deschideți la 1 Împărați 11. Când este vorba de a sluji Domnului cu toată inima, într-o pocăință adevărată și o pocăință așa mai ieftină, de regulă se motivează, da, și alții n-o fi mântuiți, dar numai noi suntem buni. Eu spun că noi nu suntem buni, dar vorbim acum nu de oameni în mod nominal, ci de idei. Rețineți acest prim gând concluziv. Condiția de bază pentru un împărat și pentru orice popor este o ascultare întreagă de Dumnezeu. Fără o ascultare totală, mai degrabă sau mai târziu, ne așteaptă pierzania. 11 cu 37 și 38. Priviți ce șanse! Și toți au șansa veșniciei și a fericirii. Pe tine te voi lua. Nu suntem noi luați din lumea aceasta? Nu suntem noi candidați la o împărăție veșnică? Pe tine te voi lua și vei domni peste tot ce îți va dori sufletul. Nu miroase asta a rai? Ce-ați Dumnezeu lui Adam? Din tot ce vrei ia-ți. Vei fi împăratul lui Israel. Și acum începe condiția. Dacă vei asculta de tot, de aceea spuneam ascultarea întreagă, totală, dacă vei asculta de tot ce îți voi porunci, din nou, dacă vei umbla în căile mele și dacă vei face ce este drept înaintea mea, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut robul meu David, voi fi cu tine, îți voi face o casă trainică, așa cum am zidit lui David și îți voi da ție pe Israel, făgăduințe identice. Pentru David și pentru Roboam, a lui David s-a înălțat ca un castel, a lui Roboam s-a turnat fundația, s-a pus un etaj și au venit buldozerile lui Baeșa și n-au lăsat nici număr de case. Totul s-a distrus prin neascultare. 1 Împărați 14, Ieroboam și tot neamul lui a murit, inclusiv copilașul acela bun, dar viței n-au murit, viței au rămas. Și-au mă omorât pe mulți după aceea. Spune în 14, versetele 15 și 16. Domnul va pune peste Israel un împărat care va nimici casa lui Ieroboam. Și nu se întâmplă oare chiar acum lucrul acesta? Vorbea profetul atunci. Domnul va lovi pe Israel și Israel va fi ca trestia clătinată în ape. Va smulge pe Israel din această țară bună pe care a dăduse părinților lor și va împrăștia dincolo de râu. Pentru că și-au făcut idol mânind pe Domnul, va părăsi pe Israel din pricina păcatelor pe care le-a făcut Ieroboam și în care a târât pe Israel. Iată ce pagubă au adus viței aceștia doi. Întâi pentru casele Ieroboam și apoi pentru toată națiunea, milioane de oameni, generații la rând, au fost distruși prin această formă păcătoasă, instituită și împărtășită de popor. Reamintesc în sinteză un tânăr care a pornit cu mari șanse. Că de altfel, oricând altă dată, nu era altul ca el în Israel. Dumnezeu alege pentru funcția de împărat pe cel mai bun. A avut mesaje, dar cum a fost pus în slujbă, zici că a fost altul. Cum a fost pus în slujbă, a privit toată scena cu gânduri umane și a pierdut încrederea în Dumnezeu. Și-a schimbat, cred eu, și Scriptura dovedește asta, sub influența demonilor, tot sistemul religios, tot a schimbat. A încercat material să realizeze ceva, să fie bine în țară, n-a rămas nimic. Dumnezeu a aruncat după el ancore de salvare, mesaje profetice, semne împlinite, nimic rece. A venit cu pedepsele, insensibil.
Și în final a măturat casa lui, dar rău n-a murit odată cu el. Rău a durat multă vreme și n-a mai putut fi scos din țară rău ca și din el, decât prin nimicire. Asta e metoda lui Dumnezeu. După încercări repetate, dar limitate, după cum va face și în Apocalips, când nu mai poate scoate rău din omenire și ce e mai grav, din religie, Dumnezeu va proceda la nimicirea totală, că unii sunt iremediabili, irecuperabili, însă pe noi Domnul să ne păzească de rătăcire. Iar dacă ea s-a cuibărit în vreo formă, când Dumnezeu vrea să ne sesizeze, să ne trezim și Domnul poate să ne ierte, cu anumite pedepse poate, cu anumite dezavantaje odată ce am greșit, dar putem fi recuperați. Dar cine se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Leacul-i pocăința. Domnul să ne ajute să o primim. Iar cine este pocăit, să se sfințească și mai tare. Rețeta este până ajungem la o ascultare de 100%. Cum ne rugăm în Tatăl nostru când zicem, Doamne, să se facă voia Ta și pe pământ ca și în cer. Oare cât de sfinți sunt îngeri în jurul tronului Dumnezeu? Dar noi nu acolo aspirăm să ajungem? N-ar trebui să tindem și noi spre o ascultare desăvârșită, fără abatere? Doamne, ajută-ne! Amin! Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.